Ce nu știa toată lumea care se uită acum la emisiune este că ea și-a dorit să fie vânzătoare de mezeluri, dar destinul i-a făcut o farsă și a făcut o actriță. Dar numai că a fost o farsă care i-a schimbat viața, oameni buni, pentru că, iată, nu știm cât de talentat ar fi fost la tăiatul și la feliatul parizerului, dar știm că în actorie a dat lovitura. Ea este, oameni buni, Anca Dinico! Vă rog, aplauze, aplauze, furtunațe! Sărut mâna! Arăți superb! Bună superb. Ziua, doamna! Prietena noastră talentată și un pic șchioapă. Uite, suntem frați de picior, așa. Tu ești cu dreptul, eu cu stângul. Împreună facem de un om normal. Asta zic și eu. Ce faci? Cum ești acum? Bine! Da? Acum da. Că n-a fost ușor. Nu, n-a fost ușor. A fost chiar... Vrei să stăm la bar sau la canapea? Îngrozitor. La canapea. La canapea? Da. Haide că îmi iau sarsanalele și vin și eu la canapea. Dar văd că tu nu mai șchiopătezi. Adică mergi din ce în ce mai bine. Păi am deja 3 luni de când m-am operat în ajunul Crăciunului. Și a fost greu de tot. Ce, da. Cu ligamente încrucișate și... Nu, ligamentul lateral, MPFL. Așa și? Și meniscul nu l-am avut. Dar din ce am înțeles, asta e cea mai dureroasă dintre eu, toate. Știi cum e? Fiecare se laudă cu cei mai dureros. Nu, la... eu, nu am zis eu. Eu le-am avut pe le-am încrucișate și meniscul, tu. Terapeuții. Da. Da, și facem recuperare, nu? Facem zilnic, câteva ore nu pe zi. Nu te-a aproape intrat în depresie? Nu, am avut noroc de oameni mulți și buni lângă mine și n-am avut timp să intru în depresie. Pentru că e important, jur, să fie oameni care să te susțină și să fie alături de tine. Da. Foarte tare, Anca, ești minunată, serios. Mulțumesc frumos, Măruță, și tu ești. Mă gândesc cum ar fi fost să te văd la caserie, la caserie, la mezelerie. La mezelerie, da. La mezelerie, să știi că am cumpărat... Vai, nu! Știi cum era? Că visul tău era să ajungi vânzătoare la raionul de mezeluri. M-am gândit să-ți îndeplinesc visul astăzi la emisiune. Nu neapărat să tai, era, îmi plăcea să împăturesc, că mă fascina lumea acolo cu... Dar fii atentă. Da, asta era, că de tăiat avea feliatorul ăla tot. Lasă tu, feliatorul e acum. Feliatorul, când vrei tu să te faci vânzătoare la mezelărie, nu era... Exista, ba da. Da, da, eu sunt mai tinerică, nu știu dacă știi. Nu e ca de pe vremea când s-a inventat... Iar n-a prins alimentara, Cătălin. N-ai prins alimentara? Ba da, am prins. A prins tu. I love you. Alo. Coleguțul? Știi pe coleguțul, Mitruț? Păi cum, suntem prieteni de 15 ani. Ferească Dumnezeu. Și cum poți să treci prin chestiile astea? Prin ce chestii? Cu el, prietene, că nu-i greu? Nu e. Viața e mai ușoară cu Mitruț. E băiat bun, nu? Este băiat bun și e simpatic, așa este. Dar fii atentă, știi ce vreau să zicem? Vreau să vedem cât de talentată ești și din ochi, cum se spune. Da. Dacă ar veni... Pe le recunosc sau ce? Nu, dacă recunoști tu. Fii atentă. Am fost la mezelărie. Da. Adevărul că era și foarte foame mare în redacție și noi am zis, băi, luau eu un salam. Dar s-au dus, au luat toate sortimentele. Că vrem să vedem dacă te pricepi. Să spunem, vă rugăm frumos, puteți să ne puneți doar 200 de grame? Din ochi așa, da? A, și din ochi și după aia cântărim acolo. Da. Bun, din ce doriți? Muș țigănesc, salam Victoria, parizer de vară, de iarnă, salam săsesc. Uite ce le știe. Păi cu... Numai o secundă, vezi că nu e muș țigănesc, că la era mai scump. Și ce e ea? Ăsta e parizer, imitație salam. De muș țigănesc. Și ăsta ce e? Kaiser. Hei, Kaiser, cum să fie Kaiser? E muș țigănesc. A, e ceva fumat. Este, da. Imediat. Bun, perfect. Am pus aici șervețelul și haide să vedem. 200 de grame, dacă se poate, de salam... De asta. Da. Feliat? Vrei feliat? Ca la mezelărie, știi cum e? Da, doamne, nu vezi câta coada am. Ai dreptate, lăsați tăiați, doamne, doar 200. Nu-l mai feliați, așa. Hai că-l feliez. Nu-l mai feliați, lăsați. 200 de grame? Da. Vrem să te vedem cât de pricepută erai dacă făceai meseria asta. Că talentată la actorie, slavă Domnului, ești, ți-a dat Dumnezeu talent mult. Mulțumesc frumos. Numai complimente, ce introducere mi-ați făcut, băi! Ia să vedem. Gata? Da, 200 de grame. 200 de grame, da? M-ați furat la cântare, 120. 123. Păi m-ai furat la cântare, mi-am plătit 200. A, uite, vezi, n-am apreciat cum trebuie. Asta nu e, perfect. Da, asta așa. Hai să încercăm cu care. Tot 200. Tot 200. Ai mușchiul. Păi acum acest fraier ăsta lângă și fac așa. Haide, și... perfect, nu mai facem feliță. 200, da? Ah, ia. Mai fără la cântar, 177. Păi bine? Eu vreau să rămân pe plus. Asta e. Da. Mă dați seama dacă era prietena noastră Anca Dinicu, ca să fie foarte clar, dacă era la mezelărie, cum stăteau lucrurile. Ce faci tu? Cum mai merge treaba? Merge încet, dar sigur. Adică? Da, o să vină proiecte noi. Care prietena sunt... mai mult? Mi se pare că ești peste tot. Ei, unde pe peste tot? Pe cuvântul meu, deci am fost la team building, te-am văzut. Păi la team building am trecut.
Păi cum, Team Building când a fost? Păi a fost în decembrie. Păi și acum, cinematografe? Acum nu mai, acum e haita de acțiune. Și ești în haita de acțiune? Da, sunt. Ce mă, păi vezi, ești în toate proiectele. Ălea de succes. Bate palma, ești talentată, pe cuvântul meu de onoare. Și știi treaba asta. Cu încrederea în sine nu sunt eu acolo unde trebuie, dar... De ce? Dar cum, serios, de ce nu știu? Nu știu, n-am fost... Probabil că... Aș vrea să discutăm despre chestia asta. Da. Dar la modul cel mai sincer. Adică tu ești mega actriță, mega talentată, super iubită de oameni, ești pe val, ești o tipă foarte faină, foarte pozitivă, foarte frumoasă. De ce n-ai încredere în tine, sincer? N-am întotdeauna, nu știu. Probabil că treaba asta mi-a insuflat-o cumva mama, care m-a ținut mereu cu picioarele pe pământ, cumva să nu mi-o iau, să-mi iau nasul la purtare, sau cum se spune. Da. Da, și m-a liniștit întotdeauna. A fost la modul un mare lucru, știi, dar ce faci tu. Ea, cu siguranță e mândră de mine și în sinea ei, dar știut mereu să mă, să mă tempereze, să nu mă cred buric cu pământului. Păi, și asta e cel mai altceva. Bine. Adică nu... Păi asta e foarte bine, dar tu ai zis că n-ai încredere așa în tine. N-am încredere întotdeauna. Adică, na, dacă mă duc la un casting și îl iau, mai bine să fiu surprinsă că îl iau decât tristă că, știi ce zic? Să zic, ma, mă duc acolo și iau și fac și dreg și ia, sunt cea mai bună și să fiu dezamăgit. Așa n-am așteptări nici măcar de la mine, ca să îmi fie mai ușor. Cine a zis, deși că zice cineva despre tine că se uită, ești o actriță la care se uită ca și cum s-ar uita în oglindă. Știi cine a zis? Nu. Carmen Tănase, a zis despre tine. Mă iubesc pe Carmen. Da, se pare genial. Da, este. Mai ales că e modelul meu și mă bucur că mi-e atât de aproape ca om și da. Te iubesc, Carmen, dacă te uiți unde ești. Ești aici, ești pe aici, pe undeva, filmezi la Clanul, unde? Nu ne-am văzut de foarte mult timp și mi-e dor de ea. Mama ta să te vadă în haita de acțiune? Nu. Dar în Team Building? Nu. Păi de ce? Pentru că mama are o problemă de sănătate și nu se poate deplasa momentan. Ok, dar ne vede pe... Da, l-a văzut pe... Da, la... Că, hai, pe Team Building e pe Netflix, și? Da, l-a văzut. Cred că i-a plăcut. Ea nu mă... V-am zis, nu mă ridic așa, nu-mi spune bravo, mamă. Nu. Am apărut acum, în schimb, pe o copertă... Și atunci mi-a zis, da, ești simpatică, acolo i-a plăcut, asta i-a plăcut. Acum nu știu. Foarte frumos. Mai e o soră, nu? Mai e o soră, da. La fel da, de talentată? Da, este și ea talentată, dar în cu totul alt domeniu. Acum, momentan, e cea mai tare mămică. Și stă acasă cu copiii și are grijă de ei și îi duce pe la engleză, pe la not, pe la fel și fel de activități. Vezi că e meserie foarte grea, păi să-ți faci treaba cum trebuie. E greu. Dar n-are treabă cu actoria, nu? Nu. Nimeni de la mine din, nu. Nimeni de la mine din familie n-a cochetat cu treaba asta. Câinii ce-ți mai fac? Bine, sănătoși. Dar aia mică s-a îngrășat și care? O țin la dietă. Ibra, da. Ibra. E... Mi-a zis doctorul că e obeză, dar eu nu-i zic e asta. Mini? Mini e slăbănoagă rău. Amândouă la fel. Dacă le pui pe amândouă, sunt un câine perfect. Bă, și atent. Sunt bine. Am văzut, am făcut podcast pe Acasă la Măruță. Avem un canal de YouTube unde lumea poate să caute să intre Acasă la Măruță. Și acum ultimul podcast e în trending. Am intrat pe locul vreo 28 repede. Bravo, felicitări. Cu Bromania și cu Garcea. Bravo, felicitări. Tata și fiul, da. Încă îi joacă în haita și vorbim de tine acolo. Da, vorbim, da, zis de mine, atunci mă uit și eu. Vorbim într-un mod foarte frumos. Uite, aici sunt secvențe din haita de acțiune, filmul care e acum în cinematografe. Bă, e senzațional, merge să-l vedeți. Și a făcut încasări bune săptămâna. A făcut 115.000 de oameni care au plătit bilet în prima săptămână de la lansare. S-a dus bine. S-a dus bine, nu? Da. Eu n-am avut foarte mult de filmat. Am filmat cam 5 zile și a fost destul de dificil pentru mine pentru că era fix înainte de operație și am jucat cu orteză. Nu se vede. Asta mi-era cel mai teamă, să nu se vadă cum că mă chinu. Dacă nu aveai probleme astea, jucai mai mult? Nu, cred că tot 5 zile aveam, dar probabil aveam și niște acțiune, niște alergări, niște urmăriri, că... foarte, o mare parte din film e bazată pe acțiune, pe cascadorii, pe uite cum se vede. Da, uite, sare lumea. Nu s-a accidentat. Adevărul că e foarte frumos ce se întâmplă. Elena s-a accidentat. E o comedie de acțiune, oameni buni. O găsiți în cinematografe, faita de acțiune. Iar băiatul de acolo a venit să-ți ceară autograf sau joacă cu tine în film? Joacă cu mine în film! Băiatul, să intre Alex Dela, direct de la Survivor! Hai de bine, dacă tot insistați atât. Ce zici, Alex Velea? N-am zis Velea, am zis Dela. Dar fii sincer, când te uitai la Survivor și era el, nu l-auzeai pe domnul Dan, ca și cum zicea numai Alex Velea în loc de Dela? Nu.
Eu așa auzeam. Eu așa, și eu tot așa auzeam. Și tu la fel. Da. Ce faci, mă, te-ai întors din Dominicană? M-am întors, de da. De ce ai pățit frățică? M-am cam mars, m-am lovit, am stat o săptămână, m-am distrus. Bă. Ne-a trimis poze pe grup, că avem un grup noi ăștia din, de la film și ne-a trimis niște poze cu genunchii lui absolut scârboși. Uite-mă, deci prietenul nostru Alex Delea, după ce a câștigat Survivor, a ajuns și actor. Vezi ce înseamnă să mergi la Survivor? Bă, te vii celebru. Da, da, extraordinar. Te vede o țară întreagă, câștigi și gata. Da, foarte simplu, rău. Mai e nasol așa. E nasol, da. Bravo, și cum a fost să joci în film? Experiență unică. Eu visam la asta de când eram copil. Să fii actor? Când am intrat cu adevărat să joc un rol, e foarte diferit față de cum mă gândeam eu. E mult mai greu, mult mai greu. Întotdeauna de la televizor pare ușor, știi? Da, pare foarte ușor. Uite ce sexy sunt aici. Stop, pune pauză. Stop. Uite și pe Ana Baniciu. Băi, nene, s-a trecut poza aia pe care trebuia să o comentăm. Nu mai comentăm, lasă. Repeat. Nu e de comentat, acolo nu comentăm. La cererea publicului. Acolo nu comentăm. Aici? Tu așa stai în casă? Aici eu sunt în bucătărie la teatru din Râmnicu Vâlcea. Aici mi-am cumpărat singură flori. Minciuni, gogonate. Pe cuvânt, dar nu ziceam dacă nu era adevărat. Eu nu zic minciuni, chiar nu. Nu mint. Cu dragostea cum stai? Alo? Măruță, alo. Uite că te sun eu. Okay. Eram sigură că nu mă ocolește cu întrebarea asta. Păi tu ai adus, mă, legătura despre ea, cu florile, cu nu știu ce. Păi ieri, nu, pe... Dar zic cum stai cu dragostea, există? Nu există. Hai, lasă-mă, ești singură, adică? Da, lasă-mă, da. Tu vorbești serios? Pe cuvântul meu de onoare. Dar de ce tu? Că-s pricinoasă. Adică? Am fost și imobilizată o perioadă. Mi-a fost greu unde să caut. Dacă am stat mai sufragerie 3 luni de zile și la fizioterapie, unde? Ia, spune-mi tu. Păi da, tu, da, era în felul următor. Acum cât era imobilizată, trebuia să aibă cineva grijă de era tine. Era bine, a avut o prietenă, deja a avut cine să aibă grijă de mine. Și prietena avea un prieten și... Povestea e lungă. Da. Asta e alt film. Vezi că ești în alt film. Bun, deci uite și cu Mitruț. Nu mai puneți poze, că îmi vine să mă uit într-una. Păi nu fii atent, hai că ne uităm în față acolo la poze să le vedem, ca să vă vadă lumea. Și asta vreau să le spunem oamenilor. Haita de acțiune. Alex joacă și el acolo. Și tu, e filmul în cinematografe, exact cum spuneam, cu Bromania, care îl aduce pe taică-su în film, și anume pe Garcia, Mugur Mihăiescu. Da. E un film de acțiune polițistă, multă comedie, dar și multe lucruri de înțeles, așa, multe. Da, e cu... Subînțelesul. Da. Mai este și Vlad Brumaru, și Cristi Pulhac, și Antonia, și Iancu Sterp, și mulți sunt. Numai un cast frumoși. Foarte mare, Elena. Da, Elena. Numai oameni frumoși. Elena. Foarte. Elena, Alex. Elena, da, Elena. Elena. Să nu uităm de Elena. Elena, să nu uităm Eu de Elena. Eu am zis. Stai da. Puțin, ce? Eu păi, am zis de da, așa, eu ne-am amintit. Da, el, na. Așa. Haideți să vedem, uite poza, cine a făcut-o? O prietenă, Lea, a făcut-o. Lasă-mă, cine a făcut-o, uite poza. Da, a făcut-o, m-a întrebat cine a făcut poza. Bă, talentată Lea, mă. Da. Nu? Talentată. Dar adevărul că, de ce ești talentată dacă n-ai modelul care să-ți pozeze așa, adică perfectă, impecabil, nu? Superb. Da, și stylingul mi l-a făcut prietenul meu, Mircea Bărburescu, ca și acum, iată. Tot el m-a gătit, mă rog, și pe la premiere asta... și pe la toate, mă îmbracă, mă aranjează. Tu ai făcut styling-ul? Nu te supăra că zic, dar la poza asta pe care o vedem aici, puteam să fac și o styling-ul, să pun trei mărgele și atât. Deci trei mărgele, o pereche de blugi și ai zis că ai făcut styling. Deja e mult. Ai luat și bani pentru asta, da? Acum am văzut care blugi. N-am văzut până am acum. Și blugi, da. Da, perfect. Revenim după publicitate, oameni buni, rămâneți cu noi. Anca Dinicu vă așteaptă la cinematograf, vă așteaptă în în Instagram, în TikTok, în Facebook. În toate, mai rămâi cu noi, da? Mai rămân, dacă vreți. De la rămâi, nu știu cum e. Da, cozonaj, n-aveți? Avem. Aveți cozonaj? Cristi, dacă mai fur de aici cozonaj, te rog eu frumos să-i fur de aia pufoși, te rog eu mult. Anca, imediat să aduce un cozonaj. Bine, mulțumesc, dacă n-am venit degeaba. Rămâi cu noi aici? Mai rămân dacă vreți. Perfect. Nu știu, depinde cine vine. Cine urmează? Mai aveți un invitat? Adică crezi că dacă avem invitați care nu-ți plac, plec sau ce? Da, bineînțeles, eu nu discut, eu nu stau așa la masă cu oricine.